Luminează-ți mașina cu LED-urile, luminile ambientale și centurile colorate de la LogoLED. Link în descriere. Salutare, mafioților! Astăzi filmăm genul ăla de mașină care stă așa lipit de tine, îți dă flash-ul să dea la o parte. Dă-i! Hai să mă bată, mama! Ia filmează-l, Mati! A fost și mașină de expoziție, mașina asta, a fost și mașină de drag. Cu niște anvelope periculoase. Frânele acestea mi-a spus mie că sunt de Porsche. Și, păi nu, numite picioarele aici. 70, 80, 90, 100, 110, 120. Băi, ești nebun la cap. Astăzi avem de filmat capul de găină, așa se spune, nu? Așa se spune, da. Care nu mai există aici. Deoarece s-a șters cumva. S-a șters, exact, la prea multă viteză, dar sincer să fiu, începem așa cu o glumă, i-aș pune aici o emblemă de BMW. Deci pe bune, vine Madi, vine mai aproape, Madi, să pun aici la edit, să vedeți cum ar arăta o Skoda cu emblemă de BMW. Eu zic că ar da super, super bine, l-avem aici pe Robert, salutare Robert. Salutare. Și așa, așa sa Skoda 2.19 TDI. 2006, 105 cai, stage 3, făcută facelift, cu multe nebunii, revopsită, o să vedeți voi astăzi că avem și frâne de Porsche, multe alte chestii super faine. Spune în primul rând, Robert, cum te găsești la tine pe Instagram? Robert Ștefan V, Instagram și TikTok. Dați acolo un follow. La noi a fost așa cumva karma. Noi veneam la VDX la nuntă, ieri, și aveam așa tața luată de mult timp să o filmăm. Ți-am dat mesaj să o filmăm. Și cum s-a făcut karma și soarta și... Exact, eu nici nu aveam cumva în plan de astrele. Ceva, dar... Am trecut unul pe lângă altul. Tu mai ești un Passat B55. Un B55, da. Mă, două vaguri. Două vaguri, da. Cum e viața cu două vaguri? Interesantă cumva. Nu te-ai gândit să dai cele două vaguri să cumperi la un moment dat un BMW? Nu, cred că dacă aș da cele două vaguri, mi-aș lua tot un vag și aș merge pe Audi. S3? Nu, una 6. Ah, ok, ceva mai mare. Da, ceva mai mare, ceva mai jucător. Bun, dați acolo un follow lui Robert și hai povestim puțin despre bijuteria asta. Credeți-mă, arată foarte bine, nu știu cum vreți voi informați, dar mi se pare că arată țiplă, așa de super clean. Deci la bază motorul 1.9, 105 cai, dus undeva la 240-250 de cai. Ca și îmbunătățiri, intercooler, traseu ETC. Ce ai făcut și partea aia de la stage 3, trebuie să faci și lucrurile astea. Stage 3, da. Mașina vine de bază cu o cutie automată. DSG? DSG. Din fabrică vine cu manual, da? Deci a fost convertită la DSG. Veni manual de fabrică și făcută DSG. De cine a făcut? Făcută de Eric Păun, la Dio Performance. Mașina a lui este, de mult timp. Și acum la mine. De ce ai pune DSG? Stau să mă gândesc de ce ai pune de la manual DSG. Că mi se pare că DSG-ul e destul de problematic. Destul de problematic, cutia în sine este un DQ250. Ok, deci nu DQ500. Nu, nu DQ500. Mă deranjează puțin pentru că pe modelul ăsta nu vine modul de a face launch control. Păi tracțiune față, nu? Tracțiune față, cândva a fost făcută 4x4, tot de... Deci mașina asta a fost și 4x4? De vreo 10 ani în urmă, da, și 4x4. Da, a fost și mașină de expoziție mașina asta, a fost și mașină de drag. Are un istoric așa mai... Tu ai luat o mașină cu istoric? Da. Nu pe care vertical? Istoric, nu, nu. Cu tot alt istoric. Astăzi să vă prezint o mașină care în raportul car vertical apare ca fiind un gunoi. Este vorba despre un Audi A5 care a avut o daună destul de mare. După cum puteți să vedeți, a fost avariată în partea frontală cu airbag-uri sărite. Dacă mergem puțin mai jos la kilometri, putem observa că mașina a avut kilometri dați înapoi. Și dacă mergem puțin mai jos, avem titlul grav avariat sau mai pe românește gunoi. Această mașină este pusă pe site-urile din România la vânzare, iar dacă vrei să-i vizi o țeapă, îți poți verifica mașina pe car vertical cu 20% reducere din linkul din descriere sau folosind codul merită. Vizionare plăcută. Cum te duci? Vreau să cumpăr o Skoda. Și ai găsit-o unde? Nu. Întâmplarea este că cu Eric m-am întâlnit acum 5 ani, cred, în urmă. În a face stage 1 la Passat. Am fost la el și am văzut-o efectiv în curte. El o vânduse la cineva, un prieten comun. Okay. Prietenul comun a luat-o, a avut-o 2 săptămâni pe mână, ca să zic așa, și acel prieten mi s-a oferit o mașină destul de ok de la firmă și cumva a revenit tot la Eric, în garaj, ținută vreo 5 ani de zile, trasă pe dreapta. Am înțeles. Deci o mașină care s-a plimbat din stânga în dreapta. Din stânga în dreapta, dar aproape de casă.
N-a plecat departe. N-a plecat departe, da. Hai să vedem puțin de prima dată de partea de estetică. Avem botul de facelift. Un bot de facelift, da. Care am mai filmat eu o Skoda, era portocalie, da. Care nu pica la fel de bine la tine botul. Ei, luat, cred că probabil am schimbat mai multe chestii ca să pice. Da, botul a fost schimbat cu tot cu suporți de sub, okay. Bară, bară cu totul, bara tot la fel. A avut un incident mașina, fiind la mine, și a trebuit să schimb botul complet. Capotă, faruri, tot ce ține de suporții, de sub capotă, aripi. Pică la linie, are linie. Da. Deci chiar are nu vă lufturi. S-a muncit mult la ea și... Se vede. Pe cuvânt, chiar s-au muncit mult. Ca și costuri de a face un Skoda facelift? Nu atât de mari. Nu? Nu. Păi gândește că doar ce se vede acum, aripi, capotă, bară și suporții care prind farurile cu... Schimbă automat mașina oricum și cum ai pus și ploapele astea, ai făcut, da, și grila asta. Ploapele se găsesc foarte greu, grila aceea se găsește foarte greu, stil fagure. Okay. Pe VRS vine doar liniile acelea verticale. Și asta de jos, tu la fel e de fabrică sau? Aia vine originală, da, de VRS, așa vine. Se vede, sincer, parcă diferența între, da, aftermarket material, da, și original, adică materialul, da, de pe original e mult mai, da, mai dur. Da. Hai să mergem puțin pe lateral și să vorbim puțin de jantele astea, tot așa pe partea de aspect. Ce jante avem? Niște jante Autec. De la un prieten din Oradea. Au un netes super mic, nu? Da, 35, dacă nu mă înșel și nu greșesc. Fără distanțier, fără niște, nimic? Da, fără distanțier, fără nimic, pentru că pe partea stângă deja mi-a atinge puțin aripa. R18. Cu niște anvelope niște periculoase. Niște anvelope periculoase, așa, 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 nu chiar periculoase. Niște semislicuri Cylon. Da, destul de eficiente în temperatura lor. Te ajută pe tracțiune în față cu semislicurile astea? Destul de mult, dacă temperatura e deja optimă în ele. Dacă e o temperatură scăzută, nu prea. Când după cât timp le simți așa? Când după cât timp le simți că încep să aibă gripul ăla nebun? După câteva frânări și după câteva viraje mai, okay, mai agresive. Și, da, pe ploaie? Pe ploaie încercăm să mergem cât de cât în limită. Încercăm să nu mergem pe ploaie, adică... Încercăm să mergem cât de cât, ok. Bun. Fără frâne puște și alte... Într-adevăr. Hai să mergem puțin mai jos, dacă tot am ajuns la partea de roți. Avem... frânele acestea mi-ai spus tu mie că sunt de Porsche, dar nu știu exact de ce Porsche, da, sunt. Da, nu știu exact pe ce model. Încă Porsche. De pistonașe? În 4 pistonașe, discul ca și dimensiune 385, dacă nu greșesc. Uh-huh. Pe spate avem niște frâne tot la fel, modificate. Vine tot pe grupul VAG, okay. Golf 5 GTI, 288 ca dimensiune. Discuri față, spate și plăcuțe la pachet ceramic. Uh-huh. Și cam atât despre... Acum că începe să bată soarele în mașină, se vede și perla nebună pe care, da, pe care o ai în ea. Da. Tenta de culoare are două tente de culoare, de fapt, o tentă de negru și una de un vișiniu putred, cu două, nu știu, modele de SIDEF, ca să zic așa. Mi se pare genul de mașină care stai cu el la semafor, stai cu scola ta frumos la semafor, da, nu atragi atenția, da, e o mașină, mințică, da, și când pleci la semafor, bine, nu prea de pe loc, că tracțiunea față nu prea e, da, cea mai optimă. Dar pune puterea jos, nu e... Ai vreo planetare până acum? Nu, din fericire. Înseamnă că nu pleci de pe loc. O menajez, nu? Nu forțăm. Hai să mergem puțin și în partea din spate, pentru că am văzut că avem eleronul ăsta de... Nu-i de VRS, nu? E un eleron de VRS, doar că nu este original. Nu era mai mare? Nu era mai înaltă? Nu se găsește, nu. Tot aceeași dimensiune. Da. Nu se găsește pe original, doar de pe un VRS original. Da. Dar, în mare parte, cred că e de acolo. Aici a rămas capul, rămas, de găină. Da. Văd că nu mai e ștergătorul pe lunetă. Ștergătorul, da, e anulat de foarte mult timp. Eu am aflat vin foarte... niște kituri speciale, da. De anulator, nu? Da. Eu am aflat foarte târziu că Skoda Octavia are, da, ștergător pe spate. Are. Printre puținele sedanuri, bine, de fapt e un hatchback. Da, hatchback, da. El se compară cumva cu Golf-ul 4, nu, 5 aici. Golf 5, aceeași, cam aceeași platformă de mașină. Dar nu arată, arată ca un Passat. Arată ca un Passat B5, ca să zic așa. B55. 55, da, da, cam pe acolo. Cam pe acolo. Da, și aici avem și pe lunetă. Văd că avem și stopurile, cred că ai pus ceva folie roșie. Da, stopurile sunt originale de Skoda 2, nu știu, nu e modificat, doar niște folie pe partea de reverse și de semnalizare, o folie roșie. Ok. Bara spate VRS. Hai să vorbim puțin de motor, deschide puțin capota, să vedem ce avem acolo sub capotă. Ah, văd acolo că avem și scaune Braille, da, e bine. Da. E bine. O să ne simțim bine la test drive. Hai, deschide-o tu, da, că... Da, e ok. Și aici Cerebrul 1.9, 105 cai. 105 cai, da. Nu e cel mai bun motor de modificat. Nu este cel mai bun motor de modificat. Mai bun este cel vertical, da? Mhm. Asta e puțin problemă, dar... Pe partea de injecție, okay, de turbo, ai făcut modificări? Partea de injecție de 131, cum am mai spus. Turbina este hibridizată, tot de către Eric.
cu colaboratorul său, nu știu, Cipos, îi spunea odată, a murit, din păcate. Admisie 76 sau 80, nu mai țin minte, traseu pe 63. Ești curios de unde vine la tine admisie, de unde e tu aer? De unde iau aer? Da. Partea frontală, intră acolo în filtru, acolo, okay. Filtrul ăla trebuie să vină niște comenzi. Dar trebuie să vină puțin mai în față? Da, trebuie să vină puțin mai în față, de asta am și făcut un traseu momentan. Mm-hmm. Care este în spate, pleacă cu un downpipe da, de 80 diametru, 76 până undeva la roata de rezervă. Mm-hmm. Și acolo avem o finală ca să nu... Și fac și o bară de rigidizare care... Bară de rigidizare, da, ca să stea... Mai bine mașina. Da, virajele se simt. Suspensia ce avem pe ea? Un Yom Blue Racing, dacă nu mă înșel. Jom sau Yom? Jom, nu? Jom, nu? Da. Nu e cea mai bună suspensie. Nu e cea mai bună suspensie, dar e o suspensie de stradă, e o suspensie ok. Ok, hai să dăm puțin. Văd că ai și un intercooler la Mishimoto. Da. Fac față, radiatorul de apă este modificat, este făcut custom. Da. Avem pentru cutie, pentru transmisie, încă un cooler, da, special pentru a răci uleiul. Foarte tare. Da. Deci mergem safe oarecum, adică... Da, mergem safe. Nici foarte mult scai ca să nu fie foarte, da, foarte exact. Omorâtă. Hai să vedem cum se aude și evacuarea. Și după aceea... Evacuarea nu știu dacă o să audă prea mult în... A, așa, cum se poate. Haide, Madie, să vedem cum se aude un diesel. Stage 3 softat. Hai, mă, că se aude. Se aude? Puțin mai așa să nu ne profuim. Nu e problemă. Ia mai de o dată, mai de o dată. Ia viața aici. Hai să facem testul. Pune ai deasul meu alb. Să nu-l faci negru. Nu mai este? Nu mai este. Este, man. Este la spălare. Hai, dă-i. Dă-i. Tot pe blană. Dă-i. Hai să mă bată mama. Ia filmează-l, Mati. Da. Puține urme de păcat aici, da. Frumos. Băi, nu cred că stai de fabrică așa într-o Skoda cu scaunele astea, zici că te duci la drag racing cu ea. Da. Scaunele ce sunt? Bride? Sunt Bride, da, omologate FIA chiar. Uai de capul și de zilele mele. Am pus-o la un preț chiar foarte bun. Se mai reglează sau sunt fixe? Poți să te dai puțin mai în spate și poți să ai și reglaj pe înălțime și... Nu, că nu vreau să stric poziția, dar mi se pare... Ești nebun la cap, ești fix rău, tot nu-mi intră picioarele. Poți să te dai puțin mai în spate. Și, păi nu, nu-mi intră picioarele aici. Sunt măsură M. Măsură XL n-aveau? Că eu sunt mai XL așa puțin. Nu, 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 sunt mai gros. Sunt mai gros. Înțelegi? Ești puțin mai mare la mine, la mine perfect. Eu sunt micuț. Mamă, ești nebunul puțin. Stai să dăm puțin mai în spate. Ăsta e maxim, nu? Da, ăsta e maxim. Vai de... Uite, lasă puțin picioarele mele, Madi. Gândește puțin că eu aș vrea să ajung cu piciorul la accelerație acolo. Nu mă lasă, uite. Da, nu te lasă. Uite, nu mă lasă. Asta când are... Pentru mine e suficient. Da. Deci când vă faceți scaunele în astea, verificați-vă mărimea, să nu fiți cumva XL ca mine, că exact. Să vă luați emuri. Exact. Bun, la interior scaunele astea nebune, care de ce? De ce le-ai pus? Sau cine le-a pus? Eu le-am pus la un prieten comun cu prietenul meu Eric, la un preț destul de accesibil, 1400 de lei, ambele scaune. Bine, rău. Da. Ce mai trebuie ție centurile la întrei? Centurile întrei, da, prinderi, doar că de stradă. Ce trebuie, nu? Da. Dar da. Mașina e pregătită de a merge pe circuit fără nicio problemă. Dar nu spune că tu mergi cu mașina asta pe stradă. Merg cu ea pe stradă, doar că nu atât de... Da? Nu pleci cu ea la mare, nu? Nu plec cu ea la mare. E destul de obositor, crede-mă, scaunele ăștia chiar... Bine, n-ai, bă, ești de plăcat, nu poți să te miști deloc. Adică stai aici, te-ai băgat în scaun și gata, atât da, poți să faci. Te obosesc. Văd că ai pus, avea padele? De fapt nu, avea padele, că era manuală. Padele nu avea, a venit odată cu cutia automată, funcționale. Adică merg, okay. Nu sunt doar puse de formă. Ce înseamnă ca și conversie la DSG? Ce trebuie să faci? Schimb cutie, footrest, consolă, da, consolă, calculator? Da, și planetare. A, și planetare, mă, da. Da. Și la vaghe cu planetara aia mai... Da, nu știu exact ce mai vine acolo. E da, făcută de foarte mult timp, nu mai știu exact detaliile, doar că este un întreg proces. Da, oricum, hai să dăm un test, să vedem cum merge. E așa, se simte așa super robust, dar mi se pare că se simte mai robust un nou TDI-ul de pe B55. Da. Se pare așa că e mai... E mult mai... Mai tânculesc, da, puțin, da. Da. Asta e mai liniștit. Hai să montez de-aia să vedem cum trag 205 de cai. Mie mi se pare așa că sunteți de 205 de cai cel puțin, cum stai în scaunele astea. Da. Să zic. Da. Hai să vedem cum trage, să luăm și întrebările voastre. Vă dacă vă place mașina, dați un like, un share și subscribe. Și cine știe, poate cineva cu o Skoda care vrea să facă un setup din ăsta nebun de stradă. Revenim la test drive. Oh,
băiatule. Haide. Haide, capul meu. N-aș vrea să-l coșeu. Nu poți. Nu poți să ieși, frate. De capul meu, cum o spui centura, frate, în mașina asta? Ce? Am tras pe el cum nu centură. Un, doi, trei, sincron, gata, fraților, am urcat în Skoda. Bă, băiatule, scaunele astea și fără aer condiționat și 40 de grade afară. Da, moarte curată. Nu-i combinația bună. Dar ce se aude în interior acum? Piluri de aer. Păi zici că e în torpedo să mă bată mama sau tu zici că la aici e în torpedo? Centru de aer, să arăt. Și dacă o accelerezi? Nu. A, nu, nu schimbă, nu? Tare, da. Ok. Da, prima impresie, se simte geamul ăla, că e rigidă. Nu chiar rigidă, față de... De Atenix? Da, e destul de ok, de stradă. Ori sunt scaunele astea. Cred că scaunele te fac mai mult să dea impresia asta, doar că... Bă, doamnă, dacă aveam 5 kg în plus, bă, 5 kg! Da. Și nu e complicat să iau 5 kg în plus, nu mai intrăm în asta deloc. Scoate și fulul din buzunare. Skoda, slipperul perfect. Chiar s-a întâmplat să stai vreodată așa, să zic oamenii că nu e ceva puternic sub capotă și să da, îi surprinzi? Da, tocmai la băiatul care a mers să pun foliile pe geamuri, a zis, da, e o mașină ok, doar că LR1-ul o face puțin mai, o mașină mai sportivă, dar rest nu, are... Am poliția în față să mă bată, m-am fiș de poliție, aveam și noi parte. Da, nu cred că avem probleme cu el, că nu are de ce. Da. Au aflat că îi mai trebuie aici, la filmare. Facem dreapta sau stânga aici? Facem dreapta. Mamă, vine și pe telefon. Fă-i mai bine stânga. Fă-i mai bine stânga dacă fac și dreapta. De ce cap de găină și nu BMW? Sincer, cu fac m-am obișnuit. Am pasat-o de mai mult timp decât Skoda și îmi place mai mult. Place mai mult decât... Nu sunt hater BMW, nu sunt. Nu am chestiile astea de rivalitate. Ok. Doar că prefer Skoda, Volkswagen și alte mărci din bag. Am înțeles. Cred că s-a luat asta după noi sau? Cred că mai bine bagi undeva dreapta să întoarcem undeva ca să nu mergem la același loc cu poliția. Da. Deci nu ești hater BMW, doar că nu. Ți-a părut mai interesant vagul. Da. Se pare mai ușor de customizat un vag? Depinde ce model. Cred că, de exemplu, la modelul ăsta de Skoda și grilele, acelea vagure și astea, faci foarte greu rost de ele. Ok. Nici, nu știu, în țară e imposibil să le găsești, mai ales pe original. Poate doar din dezmembrări să ai cumva norocul ăsta. Cu grilele, nu? Da. S-a băgat după noi, frate? Da. Și după noi. Deci dacă ajungi să crezi, tepți. Nu, că nu. Băi, ești de mult s-a băgat după noi, frate. Da. Dacă nu ne gândeți acolo, în spate. Nu cred că au rămas acolo. Băi, ești nebun, ce dubios a fost. Sau cred că acolo era chiar post de poliție, nu? Am prins că a fost de poliție noi? Cred că da. Vreau să denunțăm singuri. Deci pe partea de grile, de piese, de exterior, probabil le găsești mai greu. Le găsești mai greu, da. Toate drumurile la BMW. Exact. Mi se pare, da, mult mai popular decât cel vag, dar și cel vag, modelele vechi sunt destul de accesibile. Mm-hmm. Dacă faceți vlog cu Skoda, să faceți și cu Passatul B55-ul pervers. Dar ia zi tu acum. B55 sau Skoda? Sincer, conduc Skoda, dar îmi place mai mult B55-ul. Poate, nu știu, poate atașamentul e mult mai mare la B55 pentru că ăla a fost făcut de mine, de la zero și poate de asta. Da, oricum. Dar cumva în aceeași măsură îmi plac ambele. E și psihic oarecum, că știi că Skoda e puțin sub Volkswagen. Cred eu că în momentul de față e puțin peste. E puțin peste, da? Cred eu, din punctul meu de vedere, e puțin peste. Ok. Vorbim modele noi și îmbunătățiri, vorbim de Skoda Superb și chestiile astea. Tipul de Skoda care îți dă flash-ul la 200 la oră, da, așa, dacă ar fi să dai Skoda, ce mașini ți-a luat? Nu cred, au ieșit iar. Bă, băiatule, bă! Știi un alt drum pe aici? Nu, cel puțin nu așa. Bă, deci e din nou mașina de poliție în față, nu vine să cred. Azi cred că avem noroc de ei. Sunt toți ei, nu? Da, toți ei. Să sperăm
fac treaba acolo. Bă, nu vine să cred așa. Da, chiar e tipul de Skoda care îți dă frâșul la 200 la oră. Și cei cu Skoda de obicei sunt foarte vitezomani. Depinde de... De caracter, nu? De caracter. De cine conduce mașina. Da, exact. Într-adevăr că mașina n-are nicio problemă. Omul care o conduce. Omul care o conduce, da. Așa și cu BMW-urile, că toți spun că exact. Poți să urc de BMW-uri cu care. Păi, contează și... Asta e problema, pentru că oamenii pun eticheta mărcii, nu a omului. Adică omul, clar, el cumva face chestia asta să facă... Să pară așa, da. Să pară așa, da. De ce facelift? De ce ai făcut-o facelift? Că ea nu e facelift. Da, nu e facelift, doar că e mult mai interesant de facelift. Da, pare puțin mai rea non-facelift, dacă mă întrebi așa, mai supărată oarecum. Pare mai supărată, da, exact. Dar că am avut o chestie de asta de îmbunătățire. Din nou, mașina a fost făcută facelift dinainte, doar că după incident eu am refăcut-o din nou facelift. Adică puteam să revin la non-facelift, doar că nu am vrut să revenim la non-facelift. Și a mers tot pe facelift, o de facelift. Da. Asta de vorba, mai modern în felul ăsta. Da. Ce motor este? 1.9, 105 cai. Ce cod de motor este? Un cod motor BGB. BGB? Da. 105 cai, cum am zis, manual de fabrică, doar că este... Automat. Automat. Da. Ce motor recomandă și cum e întreținerea? Ce motor recomandă? Păi nu știu, cred că de la, să zic, să nu recomand pe asta, să zic că e al meu, așa, cred că un 20-140 BKD e cel mai accesibil la modelul VAG. 140 de cai, nu? 140 de cai. Ăla de 180 de cai nu-s bune? Nu știu, nu am condus, nu știu detalii și nici nu... Face ce nu e al meu, nu. Nu comentez. Nu comentez. Face poc-poc, nu face poc-poc, dar... Nu face poc-poc, dar... Are un hardcat acolo sus, acolo. Are un puțin, nu foarte mult. Nu dă cap. Da. Blană. Da. Consumă ulei? Nu consumă ulei, uleiul se bagă doar la schimb. Folosim ulei Politron la 10.000 de km. Politron, atât am auzit de el. E bun, da. Uleiul ăsta? Ulei foarte bun, mai ales pentru mașinile care sunt deja modificate, solicitate și tot. Și ce vârstă te bagi? Ce bagi? 5V30. Eu pe 5V30 merg. Subțirel? Subțirel, da. Și tonul mănâncă? Și tonul mănâncă. Avantajul. Așa mergem și la Passat pe 5. Ok. Da. Și mergem așa de vreo 5 ani. De bun, frate, 1.9 ce motor au fost, adică 1.9 TDI-ul? Da. Dacă le dai la timp, ce trebuie... Da. Și când te gândești că l-au înlocuit cu... Bine, cu 2.0 și apoi cu 1.6. Da, un 2.0 și un 1.6 care... Toată lumea spune, de fapt, că nu e atât de reușit, dar cred că are altă eficiență 1.6-le pe consum și fiabilitate la oamenii normali. În legătură cu oglinzile, sunt aceleași ca și cele de Polo? Nu știu dacă sunt aceleași de Polo, dar au rămas oglinzile originale ale mașinii. Da, o formă interesantă. Posibil, de Polo, nu știu, chiar nu știu. Cum se întâmplă cu stâlpul ăla de acolo? Stâlpul ăsta de aici mi s-a furat, a fost aici niște, au fost niște ceasuri de pus temperatură și presiune. Da, mi s-a furat mai multe chestii. În perioada incidentului. Da, s-au întors. Adică e bine acum, dacă pleacă și de aici, e bine că putem să-i dăm și noi puțin. Cam dubios, nu? Da. Dar lasă să treacă puțin mai încolo. Să nu ne audă, că dacă se întâlnă înapoi după noi. Cred că e ok. Dă-i, hai. Ușor. Robert, ai spus, nu? Da, Robert. Că mai greșit numele la oameni, prin clipuri. Da, Robert, da. Mamă, dar vezi că e foarte liniară cutia. Foarte sau... liniară, da, exact. Și nici nu agresivă, că tu ai zis că au rupt vreo planetară, nu. Da, mașina trage foarte liniar, nu atât de agresivă încât să spargă cutie, motor, etc. Da, și vezi că da, patina, că ce cuplu are mașina acum? Nu știu să spun exact. 500 de ardebis, nu? Da, undeva la 500 de. Da, nu învârte în gol roțile, bine, da. Că și anvelopele sunt... Anvelopele, deja temperatura crescută în asfalt, anvelopele puțin rulate, da, deja e o temperatură destul de bună în ele și nu... Cam, tu ai mai și cu ea și cu anvelope normale? Și cu anvelopele normale... Și diferență foarte mare? Foarte mare. Foarte okay. Mare și nu face bine. La cai care are mașina sau nu neapărat doar mașina asta, degeaba ai cai dacă... N-ai grip. Da, exact. E ca pe nu, jocuri. Dacă n-ai stabilitate, n-ai grip, n-ai... Exact. Dacă nu pui puterea jos, degeaba ai cai mulți. Da. Poți să faci 300 de cai și să-ți patineze până într-a treia și nu rezolvi... Știi că și ăla e fanul ăla, să-ți patineze continuu, să simți că mor la fel același. Am mers cu un Golf 6 GTI R32 sau R35, da, zice. Da, vorbim deja altă... 400 de cai, da. Altă putere și alt... Și pe ploaie, la 160 la oră, când accelerai, pur și simplu efectiv, era patinaj artistic. Exact. Ia de, hai puțin. 60, 80, 90, 100,
vine rău. Da, nu e o mașină agresivă să-ți rupă dinții, să-și bamă, wow, ce trage. Da. Dar te pui cu un 3000 paralel și vezi că... Te pui cu un 3000? Pleci, lejer. Bă, ești nebun. 3000 din grupul VAC sau din BMW? 3000 din grupul VAC, BMW nu prea am prins. Sincer să fiu și nici nu prea... Aveți grijă, băieților. Nu vreau să prind. De ce nu vrei să prinzi? Dacă se ivește, dar nu așa... Nu caută un loc, da, nu caută... Nu caută, mergem cât de cât safe și siguranță. Da. La bază e non-freeze sau ai schimbat doar oglinzile? Nu, este non-freeze la bază. Câți căluțe are 250 de cai? Sfatele care a fost cea mai scumpă lucrare făcută la mașină? Care a fost cea mai scumpă lucrare la mașină? De când o am eu, cred că... vopsitul. Cât a costat? Undeva la 120 de milioane cu tot cu reparație ce am avut de reparat. 70 de milioane doar vopsitul. Să-mi dai în cățel. Așa. Da. 30 de milioane doar vopseaua, ca să... Mamă, dar la vopsea ca lumea, e siralic? Nu știu, e o vopsea custom făcută, mașina a venit cu vopseaua asta, doar că eu am reîmprospătat-o. I-am mai băgat niște perle în ea. I-am mai băgat niște perle, da. Ca să iasă mai greu la cod după aceea. Asta e problema cu perlele, când începi tu să modifici chestii la, exact, la culoare, când după aceea trebuie să păstrezi exact, exact, da, compoziția ca să fie la fel. Compoziția oare băiatul care s-a ocupat de mașină, eu nici în ziua de azi nu l-am întrebat compoziția, da? Care e, da. Ok. El o are și în caz de ceva apelez la el. Așa, la cine a fost vopsită și cât i-a dat maxim? Am spus de vopsea, la cine a fost vopsită? Ai spus? Am f- da, la un băiat, de fapt un domn, neon, de undeva prin Balș. Multe mașini și duse la expoziție, mașini făcute de el. Unul care chiar face treaba bună, într-adevăr. Da. Și care i-a dat, care a fost viteza maximă pe care ai mers cu ea? Nu, cred că 230 maxim. Ai dat așa un flash la un BMW la 200? Da, doar dus 230 și lăsat. Ok. Câți bani ai băgat în ea? Chiar câți bani s-au băgat în ea? Bine că în decursul a 10 ani, cred că spui tu că s-au băgat mult. Până am luat-o eu deja mașina, atenție, au trecut mai multe etape, expo, drag, etc, diverse modificări, diverse remodificări. Eu cred că e genul de mașină cum e a mea, e 39, cum e al meu, e 39, nu mai țin cont de bani, pentru că am avut atâtea etape. Da, atâtea etape și la mine am vrut să nu se termine etapele alea, adică eu am cumva am continuat. Și tu cât ai mai băgat în ea? Undeva la 5.000-6.000 de euro. Okay. Tot cu reparații, vopsit, îmbunătățiri. Păi doar vopsirea a fost aproape 3.000, da, adică... Da, da. Ia de, hai. Știu că vrei să dai. Mai de cap. Ce crede? E poliția aia? Da. Bă, ce e full de poliție, frate? E pentru că se lucrează aici, ce am înțeles și cred că de asta ies. Ok. Și hai să vedem un 50-120 până în capăt. Hai, 3, 2, 1, poți să dai. 70, 80, 90, 100, 110, 120, băi, ești nebun la cap. Trage bine, frate. Trage bine rău. Și îmi place foarte mult că e liniar. Da, e liniar. Adică da, nu te sperie. Da, nu te sperie și nici nu. Mai oricum o să se și în pedală se simte undeva la după 3000 de ture intră încă o dată, atunci fiind turbina mai mare, atunci își face post, da, maxim. Da. Ce nu-mi place mie, nu-mi place mie, sincer, da, treaba asta, scaunele mi se par, da, incomode. Sunt foarte incomode, da. De asta ți-am zis, nu mergem zi de zi cu ea și nu, da, foarte opositoare. În rest poți să întorci dacă e aici, să mergem către casă înapoi. În rest, ca și configurație, mă așteptam să fie dramatic tot la interior, dar mi se pare foarte, foarte mișto că e predictibilă. Da. Mă gândeam, tracțiune în față, 25 de cai. O să patinăm cu ea. Uite, o să patinăm și dacă vrei să deși dezactivăm. Bine, hai să vedem. Pune SP off, dar nu aici, după aceea. Pune și pe stradă după aceea. Da, da. Ia. Aia a fost evacuarea. Da. Ia de, hai. Vezi că viteză face aici, de până la cap. Da. Deci puterea e acolo jos. Băi, cred că și anvelopele alea contează foarte, foarte mult. Foarte mult. Deci anvelopele foarte mult. Și pe circuit contează extrem de mult. Mai ales pe viraje pe circuit. Pe viraje de dacă? Băi, mai mergem din când încă pe circuit. A, că am văzut poze pe circuit, dar, da, da. Bravo. Momentan, în configurația asta nu am mers mai mult cu Passatul până acum. Da, dar Passatul, dar o să urmeze. Da, Passatul, da. Face treabă bunicică. Pare genul de om care nu dă el partea de pe stradă, se duce frumos pe circuit, își face damblaua și după aceea... Damblaua, da, elimin tot adrenalina și după, da, aia o iau într-un spre casă, așa, ușurel. Foarte mișto Skoda asta și foarte mișto proprietarul, că mi se pare așa că ești foarte cerci, foarte calculat. Cam rar un posesor de VAG să meargă așa, că de obicei când mă cam cu un posesor de VAG trebuia să-mi arate că dă tot bordul la mașină, da, și să fie... Da.
Foarte tare, felicitări pentru mașina, e o mașină foarte faină. Mulțumesc frumos. Pe Robert îl găsiți unde mai exact? Pe TikTok sau Instagram, robertstefan.v. Acolo îmi puteți lăsa mesaje. Dați un follow dacă mai aveți întrebări despre mașină. Poate n-am acoperit chiar tot în vlogul ăsta. Eu am fost mai de toți banii. Dacă vreți să vă cumpărați produse felicitări, aveți codul MTB10 folosit în descriere. Și dacă vreți o reducere car vertical, folosiți codul MERITA pentru reducerea automată pe care de 2%. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Savage little baby and fancy, baddest little buddy to Sanchi.